Reacție dur după avizul CSM în cazul Covesi, se cere demisia lui Tudorel Toader. Platforma România 100 cere demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader, după apariția motivării avizului negativ al CSM. Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, a publicat vineri motivarea hotărârii privind cererea ministrului Justiției de revocare din funcție a procurorului EFA al Direcției Naționale Anticorupție. Ministrul Toader a marcat un an de mandat înaintând CSM pe 23 februarie 2018 solicitarea avizului pentru revocarea din funcție a procurorului EFA al Direcției Naționale Anticorupție. În motivarea avizului nefavorabil, CSM constat că niciunul din cele 20 de motive enunțate de ministrul Tudorel Toader în raportul său nu este întemeiat legal. Avizul nefavorabil al CSM ca garant al independenței justiției este ultimul act dintr-o serie lungă de contestări ale actului ministerial al lui Tudorel Toader. Platforma România 100 atrage atenția asupra inteniei declarate publică a ministrului Toader de a sesiza Curtea Constituțională. Acest mod de a inova procedural în fața eiecului face parte dintr-o abordare care aduce grave prejudicii procesului de reformă a sistemului judiciar și luptei împotriva corupției în România. Reamintim că în decursul ultimului an contestările publice din partea societii române a majorității magistrailor români, precum și a celor mai importanti parteneri instituționali sunt fără precedent, transmite Platforma 100 printr-un comunicat de presă.